Eram undeva la o conferință și cineva mi-a trimis un bilet în față. Frate Cristi, ce părere ai despre? Am luat biletul și l-am rupt în fața bisericii și am zis să nu vă bazați viața pe părerile lui Cristi Boariu sau al oricărui alt păstor, ci pe Biblia. E prea scurtă și prea scumpă viața ca să-ți o bazezi pe o părere. Trebuie să-ți o bazezi pe principiile Scripturii. Iubiții mei, în momentul când ne îmbolnăvim, alergăm repede să oprim durerea și să vindecăm boala. Așa facem fiecare dintre noi. Pentru că boala înseamnă un disconfort, boala înseamnă o durere, un necaz. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că sunt 10 cauze pe care le-am găsit în Biblie pentru care Dumnezeu îngăduie boala peste noi. Și astăzi ar trebui să vedem de ce ne îmbolnăvim. Nu doar să luăm medicamentul, ci să vedem și de ce ne îmbolnăvim. Vă dau un exemplu în introducere. Merge Isaia la Ezechia și îi spune: Domnul mi-a spus că te va lua, puneți casa în rânduială. Ezechia era bolnav. Știți că Ezechia a fost vindecat de boala aceea? Știți care e durerea? Nu și-a pus casa niciodată în rânduială. El a alergat repede spre vindecare și Dumnezeu l-a vindecat. Însă dacă vă uitați, unul din cei mai răi împărați a fost Manase, băiatul lui. La 2 ani după ce a fost vindecat Ezechia, se naște Manase. Un copil care a crescut într-o casă cu proroci, cu vindecări, cu minuni și cu semne. Și totuși a fost un împărat foarte rău. De ce? Că scopul Domnului pentru Ezechia nu a fost neapărat vindecarea, ci a fost să-și pună casa în rânduială. Iubiții mei, în primul rând, bolile care vin peste viața noastră pot să fie o încercare sau un test al credinței noastre și a umblării cu Dumnezeu. Citesc din 1 Petru 1 cu 6, dacă pot, te rog să afișez, 1 Petru 1 cu 6, în ea, în credința asta, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Și orice școlar la școală, după o lună, două, trei, trebuie să dea câte un test. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Mai departe, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și vreau să ne uităm acum la un personaj din Biblie pe nume Iov. Iov, capitolul 2, cu versetul 4. Dumnezeu și Satana, un dialog. Satana a răspuns Domnului: piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Și mă opresc să fac o paranteză. În primii 20 de ani din viață învățăm la școli niște cunoștințe pe care în următorii 20-30 de ani le folosim ca să schimbăm timpul cu banii. Și în ultimii 10-15-20 de ani din viață am dat toți banii pe care avem numai să mai primim timp. Omul dă tot ce are pentru viața lui. O zis diavolul și ascultați mai departe. Dar ia, întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Iubită biserică, iubiți tineri, frate, surori, diavolul vrea să-i demonstreze lui Dumnezeu că sunt pocăiți doar de vreme bună. Și din păcate să știți că sunt și pocăiți doar de vreme bună. Din păcate sunt credincioși care sunt credincioși câte vreme sunt sănătoși. Și diavolul spune: Iov e unul din ăștia. O să vezi că în momentul când va fi bolnav nu o să mai fie la fel. Iubiții mei, gândiți-vă ce condiții de spitalizare au avut Iov atunci. În niciun caz nu a avut cearceaf, ci o grămadă de cenușă. În loc de calmante, creme și pansamente, a avut un ciop cu care se scărpina. Doctorii spun că ar fi avut o boală de piele asemănătoare cu psoriazis, dar mult mai gravă. Unii spun că ar fi avut chiar o lepră neagră. Scărpinare intensă, răni în putrefacție cu prezența viermilor în ele. Iov 7:5, trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă. Dureri de oase, Iov 30:17, noaptea mă pătrunde și îmi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează. Nici morfină măcar nu a avut. Nici nurofen, nici panadol cu gust de căpșun, mai dăm la copii. Nu. Căderea pielii, Iov 30:30, pielea mi se negrește și cade, iar oasele mi ard și se usucă. Noaptea avea coșmaruri
Iov 7:14, atunci mă înspăimânți prin vise, mă îngrozești prin vedenii. Am o întrebare, oare câți dintre noi am putea rămâne credincioși chiar și într-o astfel de situație? Și nu era nicio pagină în Biblie scrisă în vremea aceea. Doar pe cale orală, Iov primise credința. Și totuși Iov rămâne lângă Dumnezeu. Vine soția lui și îi spune când vede ce grav este. Blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Deci soția lui conștientizează că atât de grav era Iov încât următorul pas pe care îl mai avea era moartea. Iubiții mei, nu știu din ce cauză a venit boala peste tine sau va veni. Dar vreau să vă spun, începând cu mine, nu scăpăm niciunul să plecăm la cer fără să fim testați. Și uneori, și deseori, Dumnezeu ne testează chiar și prin boală. Dar chiar și acolo, în boală, în necaz, în probleme, vreau să rămân fidel, vreau să rămân credincios. Pentru că e foarte ușor să fii pocăit când totul e bine. Adevărata pocăință se vede când totul este rău. Și am un gând pentru parteneri. Nu vă părăsiți partenerul și nu-l ignorați și nu-l întărâtați când este bolnav, ci ajutați-l. Iov avea nevoie de soția lui și soția lui a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și am rămas eu fără să mai cară pe unul după mine. Citeam despre un misionar, o plecat să predice Evanghelia. M-aș bucura dacă și copilașii pot să stea la loc, Domnul să-i binecuvinteze. O mers să predice Evanghelia și după câțiva ani de predicare i s-a îmbolnăvit soția, a făcut Alzheimer. Și soția nu și-a mai recunoscut soțul. Așa se manifestă Alzheimerul. Și bordul de misiune i-a spus așa, sper că nu te lași de misiune și de asta ca să-ți îngrijești soția. Și el a zis, pentru o perioadă soția mea are nevoie de mine. Bordul de misiune i-a zis, las că-ți plătim o asistentă. Că oricum ea nu mai știe cine ești tu. Și el răspunde așa, soția mea nu mai știe cine sunt eu, eu însă știu cine este ea. Este soția la care i-am jurat că o să fiu lângă ea și în boală și în sănătate. Doamne, ajută-ne la asta. În al doilea rând, iubiții mei, un al doilea motiv pentru care vine boala peste viața noastră este curățirea. Curățirea. Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și nu vorbesc de tăiere astăzi. Și pe orice mlădiță care aduce rod, el îi cumpără o Tesla sau un Mercedes. Ar fi fain, dar nu e așa. Pe orice mlădiță care aduce rod, de exemplu, dacă în 2023 ai avut răbdare, ca să treci la îndelunga răbdare, Dumnezeu spune, trebuie să apelezi la curățire. El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Veți găsi în Biblie trei termeni, roadă, multă roadă și mai multă roadă. Nu o să găsiți niciun verset, prea multă roadă. Nu există. Iubiții mei, la fel cum copacii au nevoie primăvara de curățire, la fel cum via are nevoie de curățire, să știți că și noi avem nevoie de curățire. Cel mai probabil Timotei a trecut prin acest moment, în Timotei 5:23, să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Unii spun că și Trofim ar fi trecut din această cauză prin suferință. 2 Timotei 4:20, Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat cum? Bolnav. Cum, Pavel? Care a vindecat poate mii de oameni, îl lasă bolnav pe Trofim în Milet? Da, pentru că cel mai probabil boala lui Trofim a fost pentru curățire. Curățire. Iubiții mei, mi-aduc aminte, în urmă cu aproximativ 4 ani am fost și eu foarte grav bolnav. 6 luni de zile am avut dureri îngrozitoare de oase și de mușchi. Am plecat la Deva, la control, și a spus, nu ai nimic. A trebuit să slujesc cu frații strugari în Statele Unite ale Americii. Am profitat de faptul că eram acolo și am fugit la un spital foarte puternic în Arizona. Am stat vreo 7 ore la investigații și la final mi-au zis, nu ai nimic. N-am sunat niciun proroc și n-am apelat la ungeri cu un de lemn. Pentru că atunci când am fost bolnav, mi-am dat seama că trebuie să-mi fac niște investigații pe care aparatele nu le găsesc. Și am găsit că mai era un pic de nemulțumire, un pic de invidie. Păi arătați-mi mie, care spital din București îți dă hemoglobina 2000, invidia 400? Dar nu-ți dă nimeni asta. Ați înțeles?
Și am să vă spun ceva astăzi. Cu diabet, cu hemoglobine puține, cu cancer, poți să mergi în cer, cu invidie nu. Nici cu minciună, nici cu nemulțumire. Nu era cazul de minciună la mine. Dar era un pic de mândrie, era un pic de invidie. Era un pic de nemulțumire. Și am știut că dacă mă unge cu un delem, păstorul nu pleacă nemulțumirea. De aceea să nu vă grăbiți la ungere astăzi. Să ne grăbim să identificăm cauza bolilor. Că dacă ungi mândria, poți să pui o sticlă de uloi de 2 litri. N-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Să știți. Și m-am analizat înaintea Domnului. Și la o seară în Chicago de rugăciune, m-au chemat în față că știam că-s bolnav și mi-au făcut ungerea. Și un vas de lucru mi-au spus la final, mai ai o scurtă perioadă și Domnul te scoate din cuptor. Nu mai e mult. Luam Advil, luam calmante. Am fost la un pas să-mi distrug ficatul. Făceam baie de 4 ori pe noapte, de 4 ori pe zi. Numai apa caldă mă ajuta. Dar în apă fierbinte nu poți să stai mai mult de 20 de minute, 25 de minute. Luam tot la 2 ore calmante. Într-o dimineață, după ce Domnul mi-a vorbit cam la 2 luni de zile, am întins mâna să-mi iau medicamentul și mi-am dat seama că nu mai am nevoie de el. În timpul nopții, o mână nevăzută s-a atins de mine și m-a vindecat. De aceea, eu pot să spun astăzi ca și voi, eu cred în vindecările divine. Iubiții mei, dați-mi voie astăzi să subliniez acest aspect. Până curățirea nu-și face lucrarea, pot să sun 15 proroci. Nu mai suna pe nimeni, te rog în numele Domnului. Du-te la mărturisire dacă e nevoie, ia decizii noi înaintea Domnului și vezi de ce a venit curățirea aceasta. Știți exemplul acela cu spinele și cu grâul? Spinele stă pe marginea ogorului și se uită la combină cum vine să ia grâul. Și spinele zice, mă, ce fain de mine, combina n-are treabă cu mine, uite ce suferă grâul. Și primul proces la grâu, știți care e? Separarea lui de spic. Când te pocăiești, primul proces e separarea de lumea de afară. Și numai așa trece grâul prin niște site la combină și îl lovește în toate părțile ca să-l despartă de spic, de pai. Și îl pune hambar și spune, frate pastor, am trecut cu mine și până încercarea asta, Domnul m-a ajutat, am scăpat un pic, parcă familia care au dat în mine și m-a lovit și colegii. Și crezi că ai terminat, așa-i? Dar ce, poate mânca cineva grâu? Dar n-ai cum. Vine al doilea proces pentru grâu, știți care e? Moara. Că spuneam azi dimineață, te poate desparte Domnul de lume, dar trebuie să despartă și lumea de tine. Cea mai grea despărțire e nu să te desparți de jocuri de noroc, de pariuri sportive, de lucrurile astea, ci de eu. Și la moară se întâmplă ceva. Tărâța într-o parte, făină în alta. Dar poți să mânci făină? Și crezi că ai terminat și cu asta. Dar n-ai terminat nici cu asta. După câteva săptămâni, luni sau ani, apare un alt proces. Frământarea. Te amestecă și te bagă acolo în malaxor și să știți că în malaxor nu stai picior peste picior, nu-i confortabil. Dar-i tot o curățire și asta. Dar poți să mânci aluat? Dar n-ai cum să mânci aluat. Și apoi urmează cuptorul. Să nu uitați, spinele încă-i tot pe marginea hotarului, pe marginea pământului și încă râde. Pe el îl așteaptă focul la final. Noi trecem prin foc aici, ca să fim totdeauna cu Domnul. Și în cuptor, să știți că în cuptor nu putem noi să decidem cât timp stăm acolo. Dar am o veste bună să vă spun. Împreună cu noi în cuptor vine și El. Ce vezi, împăratule? Văd 4, dar eu numai 3 am băgat, zice. Numai 3. Acolo au căzut legăturile, acolo au fost bine. Și când ieși din cuptor, ești ca un cozonac, ești ca un miros de pâine. Să știți că Cristi Boariu, care n-a avut cancer, dacă merge la un om bolnav de cancer și îl încurajează, nu prea crede nimeni. Un om care a avut cancer și merge la un om bolnav de cancer. Am vorbit lângă Brașov cu o soră care a trecut prin cancer. Și-a zis, frate Cristi, acum 5 ani, Dumnezeu m-a coborât într-o vale adâncă. După ce m-a scos de acolo, am putut să mă ocup de alte surori care au avut cancer. Și să le fiu aproape și să mă duc cu ele la control și să le ajut. De ce? Pentru că cel mai bine cine a fost în cuptor poate înțelege pe altul care e în cuptor. Poate ești în curățire astăzi. Poate ești în modelare.
atât Trofim cât și Timotei erau oameni implicați în lucrare care aduceau rod, dar Dumnezeu voia să-i aducă la starea de a rodi și mai mult. Doamne, dă-ne putere să rămânem acolo și în curățire și să acceptăm curățirea. 3. Un al treilea motiv pentru care vin bolile peste viața noastră este păstrarea în smerenie. Păstrarea în smerenie. Eu sănătoși mândri am văzut mulți, bolnavi mândri nu prea am văzut. Dar sănătoși mândri cu grămada. Iubiții mei, vă amintesc de Pavel. 2 Corinteni 12 cu 7. Hai să citim și 6 totuși. Pavel spune aici cu al treilea cer, hai să mergem la 7. Ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor. Hai să vă spun ceva aici foarte important. Noi toți le dorim descoperire de la Domnul, numai că ele vin la pachet cu țepușul. Nu cunosc oameni folosiți de Dumnezeu foarte, foarte sus, care să nu fi trecut prin zdrobiri, prin boli, prin necazuri foarte, foarte mari. Așa că atunci când cer descoperire, să nu uiți că o să vină all inclusive, împreună cu țepușul. Mi-a fost pus un țepuș în carne ca să mă împălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. După ani de zile, Pavel a vorbit despre viziunea care a avut-o. La noi în biserică are azi viziune, mâine deja e în Europa, până Anglia să o spună. Eu, fraților, Dumnezeu mă folosea și eu, știți? Pavel a zis, după ani de zile, cunosc pe cineva. Știți de ce a zis cunosc pe cineva? Țepușul. Iubiții mei, Pavel era bolnav de o boală care se putea vedea în exterior și care probabil era dezgustătoare la o primă privire. El spune în Galateni 4:14, n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Probabil era o boală de ochi. Important nu e să ghicim ce boală a avut Pavel, ci să înțelegem ce a înțeles Pavel. 2 Corinteni 12:8. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai mult cu apartamentele mele. Nu, mă voi lăuda cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. În mândrie omul se laudă cu realizările lui, în smerenie se laudă cu slăbiciunile lui. Pentru că a înțeles acest aspect, Pavel a putut spune 2 Corinteni 12:10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări. Vorbeam cu fratele Ioan la masă și cu celălalt tine cu care am fost. Ceva foarte important. Faptul că suntem prezenți pe mass media și facem o lucrare frumoasă acolo, atât voi cât și noi, ne aduce în jurături, cel puțin în dreptul meu, peste 100 pe zi. Și acum am două variante. Să nu mai fac sau să continui să fac. Eu spun ca și Pavel, simt plăcere în defăimări. Le spuneam la masă la băieți că mi s-a dus zvonul pe internet că-s divorțat. Am întrebat pe soție dacă au băgat divorțul și nu știu cumva eu. Mi s-a spus că s-a exclus din biserică și nu vă mai spun câte mi s-a spus că eu m-am mirat câte am aflat despre mine. Nici nu mă cunoșteam chiar așa. Mi se spune în fiecare zi, sectarule, porcule, banditule, excrocule, nu vă spun câte. Dacă eu renunț și nu mai fac nimic, dacă voi renunța și nu mai faceți nimic, diavolul se bucură. Am o veste bună, simt plăcere în defăimări. Numai ca să simt plăcere, au fost 14-15 ani în care m-a dat Dumnezeu de multe ori cu capul de beton. Dar îi mulțumesc. Îi mulțumesc. Că de jos n-ai cum să cazi. Numai de sus. De sus. O sunat un frate pe cineva din neamul lui, nu știu dacă nu pe mătușă. Și o zis, mătușă, roagă-te, zice, roagă-te pentru mine, zice că ăștia vor să mă dea jos. Dar o zis, mătușă, dar unde te-ai cocoțat? Unde te-ai urcat? Păi dacă eu jos, n-ai cum să mă dai jos, eu jos deja. Așa că vă motivez azi în numele Domnului. Hai să continuăm să lucrăm pentru Evanghelie. Iubiții mei, am înțeles în viață ceva foarte important. Ascultați-mă. Eram cu soția într-o zi, la al treilea copil, ne făceam actele la primărie pentru alocație. Și cea femeia de la primărie, când a auzit că e al treilea, s-a uitat la soția mea și a zis,
Al treilea. De atunci soția mea mi-a zis clar, merg tu singur și faci alocații, nu mai vin în viață. Mi-am dat seama mai târziu că femeia aceea n-avea ceva cu soția mea. Femeia aia avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți din ea strigau în conștiința ei. Acum ai două variante. Să accepti strigătul acela și să-ți rezolvi problema și asta se aplică în orice domeniu, sau să lovești în cineva, crezând că ai rezolvat problema. Cain și Abel. Cain lovește în Abel în loc să zică, Doamne, ce ar trebui să schimb la mine ca și jertfa mea să fie primită? Iubiții mei, când cineva îmi spune excrocule, să știți că el de fapt vorbește prin ochelarii lui. Le spuneam la băieți la masă, eu am o mare slăbiciune, că o zis Pavel că ne lăudăm că slăbiciunile noastre. Hai să mă laud și eu azi la București cu o slăbiciune care o am. Eu am slăbiciunea că sincer, nu știu cum să vă spun. Sunt foarte sincer. Problema e că pe toți îi văd sincer și nu mă țepem eu. O zis nevastă mea, mă, nu mai fi așa credul. Păi eu așa am crezut că dacă îmi spui că la ora 5 ești în oraș, la 5 fără 5 ești acolo. La ora 5 când îl sun, răspunde Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactat. Eu am crezut că dacă îți dau 1000 de euro împrumut, îi văd vreodată înapoi. Că am crezut. Și acum îți spune că las, Domnul te-a binecuvântat și pe tine, zice. Vezi că ăsta e furt, nu e împrumut. Iubiții mei, vreau astăzi să vă fac conștienți. Biblia spune, Pavel spune, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Mă las de predică. Nu! El e cu rău, el e cu loviturile, el e cu bajocura, eu îs cu chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și tu la fel. Te rog în numele Domnului astăzi, nu lăsa bajocura să te oprească. Sau calomnia, sau minciuna, sau orice altceva. Rămâi lângă Domnul, pentru că El te-a chemat la oaste. Dar să știți că rămânerea asta lângă Domnul necesită smerenie. Smerenie. Tatăl meu din când în când mai scrie mesaje, Cristi, mai știi ce cântare te-am învățat, știu eu. O cântare care rar să mai cântă. Sunt un bulgăraș, prea mic sunt un strop de rou în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu. Îmi mai scrie că e unul, mă, tu știi cine ești eu, mă? Tu știi de cine te-ai legat? Dar zic, tu nu știi cine ești. Ești un bulgăr de pământ, cum, cine ești tu? Păi un om smerit nu vorbește așa. Iubiții mei, noi suntem nimic, Domnul-i totul. Noi suntem un zero. Știți de ce are zero valoare? Doar dacă îi pui unul în față. Noi toți de aici suntem multe zerouri, dar în fața noastră s-a pus Iisus Hristos și am căpătat valoare. Haide să rămânem în smerenie și câte o boală mai vine și în sensul ăsta să ne amintească că trebuie să rămânem smeriți. Doamne, ajută-ne la asta. 4. De ce mai vin boli peste viața noastră? Ca să-și proslăvească Domnul numele. Nu spun eu, spune Biblia, auziți. Ioan 9 cu versetul 1, când trecea Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine o păcătuit? Omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb, de are boala aceasta? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Iubiții mei, nu am înțeles de ce Dumnezeu sacrifică unii oameni. Dar să știți că prin unii oameni Dumnezeu se proslăvește. Eram în Germania cu încă trei frați păstori după o slujbă obosiți, nici de mâncare n-am mai avut chef. Cineva la masă ne-a zis, veniți cu noi într-o familie că n-ați văzut așa caz și nu o să mai vedeți toată viața. Și nevoie de rugăciune. Ne-am urcat toți în mașină, am intrat într-un apartament, pe stânga era o cameră, mai departe, pe stânga, a doua cameră. O mamă uscată de viață, de stres, de muncă, de medicamente, de pansat, pleca de la o cameră la alta. În prima cameră era o fată de 32 de ani și în a doua cameră era tatăl ei cu atac cerebral. Fata de 32 de ani s-a născut aici, la spate, cu o umflătură. O parte din măduva spinării este aici, în umflătura aceea. Doctorii au spus mamei ei, dacă fata se întoarce pe spate o singură dată, se sparge umflătura și moare.
De aceea trebuie să veghez 24 din 24 cu privire la ea. Am intrat în cameră și am văzut-o pe fată, stătea așa pe coate, pe burtă, de 32 de ani stă doar pe burtă. M-am plecat în genunchi pentru ca să vorbesc cu ea de la egal la egal, nu așa să vorbesc cu ea. Când m-am plecat în genunchi, am văzut o față zâmbitoare, o fată recunoscătoare și în spatele ei am văzut o poză cu fata asta îmbrăcată în alb, în apa botezului. M-am uitat la fată, m-am uitat la poză, m-am uitat la fată, m-am uitat la poză, să nu cumva să fie modificată, să fiu sigur că nu e o soră de ei în poză. Și am zis, tu ești acolo? Și au zis, da, zâmbind. Zic, stai un pic, tu ai făcut botezul? Tu care puteai să blastem pe Dumnezeu, să-L înjuri? Tu ai mers să faci botezul? Că altul doare măsaua și nu mă înjură pe în București. Și nu mă blastă-mă. Și tu ai făcut botezul? Și au zis, frate Cristi, ani de zile tatăl meu, când era sănătos, mă punea pe bancheta din spate și pe burtă mergeam până la biserică pe banchetă. Apoi veneam la biserică și mă punea pe trei scaune și stăteam pe burtă. Și într-o zi mi-am dat seama că mesajul Evangheliei e și pentru mine. E și pentru mine. Și am cerut să mi se facă botezul. Să mi se facă botezul. Iubiții mei, în momentul acela m-am îngrozit. Pentru că am stat și m-am gândit, văd aici mulți tineri, nu știu câți aveți botezul. În ziua judecății Dumnezeu va ridica o astfel de fată în picioare. O va da exemplu planetei și va spune, ea a făcut botezul, ea s-a pocăit. Și tu, sănătos, n-ai făcut botezul. Și Dumnezeu își proslăvește numele printr-o astfel de persoană. Ce scuze vei avea în ziua judecății? Să știți, dragii mei, și am închis paranteza, că sunt printre noi oameni, că sunt printre noi oameni care suferă, dar nu suferă pentru că au făcut neapărat un păcat, nu suferă că i-o blestema cineva, ci suferă ca prin ei Dumnezeu să-și proslăvească numele. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și acest aspect. 5, și aici n-am vrut să ajung, dar trebuie să spun și asta, poate veni boala și ca pedeapsă. Poate veni boala și ca pedeapsă. Vă aduceți aminte de Gehazi? Aleargă după Naaman. Și apoi îl minte pe Elisei și spune Elisei în 2 Împărați 5:27, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, 2 Împărați 5:27, plin de lepră. În cazul acesta, pedeapsa a fost printr-o boală de lepră. Elima, ați auzit de Elima din Faptele Apostolilor, n-a orbit din cauza diabetului, cum a orbit bunica mea de la diabet. Elima a orbit din cauza că a fost pedepsit de Domnul, Fapte 13:8. Dar Elima, vrăjitorul, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, îi spune Pavel, versetul 11, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el o ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Izabela din Pergam, ascultați, Apocalipsa 2:22, iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. David, după păcatul cu Batșeba, 2 Samuel 12:15, Nathan a plecat acasă, Domnul a lovit copilul pe care l-a născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu, bolnav. Pentru aia spun la tineri, păstrați-vă curați până la nuntă, umblați cu Dumnezeu până la nuntă, trăiți o viață curată, morală, pură. De ce? Ca atunci când vine necazul în viață să fie încercare ca și la Iov, nu pedeapsă ca și la David. Amin? Ajută-ne, Doamne! Cu mulți ani în urmă, o soră din România a fost vizitată de 2 frați lucrători care erau în trecere prin orașul în care ea locuia. Și au văzut-o bolnavă la pat și cu piciorul stătea așa întinsă pe o perină. Frații au întrebat-o, ce s-a întâmplat cu piciorul tău? Și sora a spus, am fost invitată la botezul unor ortodoxi, la un copil la ortodoxi. Și mi-a fost rușine o zi ziua să spun că-s pocăită și nu mă duc și nu particip și a spus că n-are bani. M-aș duce, dar n-am bani. Eu fost rușine să zic că e pocăit.
ăștia au zis, nu știu cum au trecut peste scuza asta și până la urmă ea, ca să nu mintă, o băgat altă scuză. O zis că o doare piciorul, deși era complet sănătoasă. La câteva zile, pe când urca scările de la bloc, s-a împiedicat și și-a fracturat piciorul în două locuri. Ea a înțeles că Dumnezeu a îngăduit această suferință pentru că și-a mințit prietenii. Frații, în urma mărturisirii sincere și a recunoașterii păcatului, s-au rugat pentru ea și Domnul a vindecat-o pe loc, dânsa fiind în stare apoi să coboare scările împreună cu ei și să-i petreacă până la ieșire. Iubiții mei, există boală și ca pedeapsă. 1 Corinteni 11 cu 32, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea și mare har ăsta. Evrei 12 cu 11, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. 6. Un alt motiv pentru care vin bolile peste viața noastră este revelația personală. La unii Dumnezeu se descoperă prin boală. Iubiții mei, Bartimeu era orb, dar a strigat după Iisus. Dacă ar fi fost sănătos, cu siguranță nu ar fi fost acolo. Prin boala aceasta, Bartimeu se întâlnește cu Iisus. Naaman, prin lepră, îl descoperă pe Dumnezeul adevărat. Lepra îl conștientizează pe Naaman că era plin de mândrie și se smerește și îl descoperă pe Domnul. Dumnezeu, iubiții mei, în Biblie și astăzi pentru noi, să știți că nu e interesat de confortul nostru, cât e interesat de mântuirea noastră. De mântuirea noastră. Marcu 2 cu 5, când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele sunt iertate. Se prea poate, dacă slăbănogul ăla nu era bolnav, să nu fi fost atunci la întâlnire cu Iisus. Cu mulți ani în urmă, în satul Iastră, ea, o femeie ortodoxă pe nume Mărioara Ciric, deși era foarte tânără, s-a îmbolnăvit de cancer și doctorii nu i-au mai dat nicio șansă. Din spitalul din Timișoara au trimis-o acasă să moară lângă cei dragi. Credincioșii penticostali din localitate au mers la ea și i-au vorbit despre pocăință și mântuire. Ea a răspuns cu toată inima că și-ar dori să se pocăiască, numai să scape de moarte. Frații slujitori au hotărât o zi de post pentru ea. Doamna Mărioara a avut dorința să ia botezul, acceptând până la urmă că dacă Domnul vrea să o vindece sau dacă nu vrea, ea tot se pocăiește. Au botezat-o într-o apă rece ca și gheața. Apoi frații au făcut ungerea cu un de lemn și s-au rugat pentru vindecarea ei. În seara aceea, femeia a fost și mântuită și vindecată pe deplin. Dumnezeu i s-a descoperit prin cancer. Întâlnim astfel de cazuri ca slujitori, oameni bolnavi, oameni care ne caută. De ce? Atunci când erai sănătoși, fugeam noi după ei. Acum când îți bolnav, fug ei după noi. Și bine lucrul ăsta, că important e să-L găsească pe Domnul. 7. De ce mai vin bolile peste noi, iubiții mei? Pentru înștiințare, trezire sau alarmă. Iov 36:15. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Îl înștiințează. De exemplu, ești pocăit și totuși ești pe drum greșit, faci anumite lucruri care nu sunt în regulă. Și Dumnezeu îți iese în față printr-o boală. Îmi spunea o familie care a oprit nașterea de copii: Dumnezeu ne-a dat o boală cruntă, ne-am cercetat și am văzut că nu era bine. Ne-am mărturisit, am acceptat să primim din nou copii, am fost la ungere și Dumnezeu ne-a vindecat. Iubiții mei, unul din cele mai des întâlnite păcate, și o spun astăzi și pe internet și o spun și la voi, răspândit în multe biserici, este oprirea nașterii de copii. Vreau să vă spun că dacă eu îl bârfesc pe fratele păstor al vostru, pot mâine să sun și să-mi cer iertare. Dacă ai oprit copiii și a trecut perioada acceptării copiilor, spune-mi, te rog, cum rezolv problema asta. Mă rog astăzi și în acest domeniu, Dumnezeu să ne ajute să fim atenți. Eu sunt sigur că la unii Domnul a rânduit 2, la alții 7, la alții 12. Îmi spunea mama soacră, era în Vicov, și catolici, și ortodoxi, și pe stradă, și penticostali. Toți aveam 8, 10, 12 copii. Azi, o zis cineva recent, am un prunc, dacă puteam jumate făceam, că e tare rău cu el. Iubiții mei, nu v-am spus asta ca să zâmbim, v-am spus asta pentru că
Și acesta este un păcat. Dacă ai spus Domnului să te binecuvinteze în domeniul căsătoriei, lasă binecuvântarea și prin copii, că sunt o mare binecuvântare. Mă uit la mama, soacră, 12 copii, singurul concediu care l-a avut era la matern. O săptămână. Nu vă spun câte bajocuri au încasat de pe stradă. Știți, îi spuneam soției mele ca să o încurajez, este o perioadă în viață când ești compătimit. Uită-te la ei, 6, 7, 8, 10, bă, dar ce greu e. Hai să vă spun, noi am fost 9, ei 12, nu ne-am culcat odată flămânzi. Este o perioadă în viață când ești compătimit, mai este o perioadă când ești invidiat. Merem acum la socră acasă, 7-8 mașini pe stradă, 30 de nepoți coboară, să vedeți cum se uită aia care spuneau către mama soacră cuvinte pe care eu nu le pot spune la învon. Și ar dori să facă să se oprească și la ei cineva. Nu se mai oprește. Și mai este o perioadă în viață când ești invidiat. Mă, ce fain de ăștia doi, uite, au 10 ani de la căsătorie, n-au niciun copil. Uite ce fain le merge la ăștia doi, zice, numai concedii, numai Dubai, numai nu știu ce. Vreau să vă spun că asta e perioada invidiei. Urmează și perioada compătimirii, mai târziu un pic. Eu vreau mai bine compătimit întâi și apoi invidiat. Știți? La noi în Deva este o familie, familia Tomuș, 19 copii. O eroină, mama aceea. Să vedeți când cântă în față 12-14 copii. Toți ar vrea să fie a lor, știți? Dar fără să-i crească. Știți? N-ai cum. N-ai cum. Îmi spunea o mamă, avea tripleți. O zis, Cristi, cu tripleții fai numai în poză. Așa vor toți care trec pe lângă mine. Puteam să facem o poză cu ei. Dar să creceți, nu vreți. Am un gând pentru surori, ca mare respect pentru ele, știind din familie cât sacrificiu se face. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea răbdare, putere, înțelepciune și să nu uitați împreună cu soții voștri, cu multă prețuire vă spun asta, cea mai bună perină în viață e o conștiință curată. Vine o zi când Dumnezeu vă va răsplăti. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția Domnului este a unora ca ei. O zici cineva, decât să fac 10 pentru iad, mai bine fac unul pentru cer. Hai să spun ceva, suntem 12 la socrii, toți îți pocăiți, suntem 9 la noi, toți îți pocăiți. Pentru că avem un Dumnezeu care ne ajută. Da, este câte o familie unde 1, 2, 3, poate au plecat în lume. M-am întâlnit într-o familie, din 7, 6 au plecat în lume. Și m-a așteptat la ușă un băiat, unul din cei 6. Și au zis, Cristi, m-am pocăit. Și zic, cum te-ai pocăit? Din ăia 6 care ați plecat în lume, câți v-ați întors? Și au zis, toți, cu greu, cu bol, cu necazuri. Am avut o mamă, o zis, care a lăsat urme în pardoseală, s-a rugat pentru noi în fiecare zi, 30 și ceva de ani, până ne-o smuls din nou din mâna diavolului. Avem un Dumnezeu care e cu noi și nu ne va lăsa de rușine? Așa spune Isaia, că nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Doamne, binecuvintează toate familiile. Iubiții mei, vin unele boli peste noi ca să ne trezească. Să ne trezească. Bunicul meu a fost bolnav, cred că 35 de ani, pe cărucior. Nu știu motivul să spun de ce. Știu că citea Biblia ore întregi pe zi, se ruga ore întregi pe zi. Ce pot să vă spun este că înainte de moarte, cu câteva luni, și-a adus aminte. El a fost și măcelar, tăia animale, pe lângă alte meserii pe care le avea. Și-a adus aminte că cu 40 și ceva de ani în urmă, o mers la cineva, o ajutat acolo la un animal să fie sacrificat, dar o mai mers cu cineva să-l ajute și în loc să-i dea și lui o plasă, că familia le-a dat două plase de carne, o luat de el amândouă plasă. După 40 și ceva de ani, Duhul Sfânt i-a spus înainte să moară, rezolvă-ți problema ca să poți intra cu răsplătire în cer. O chemat la patul lui pe doi din familia noastră, o scos bani și o zis, mereți în Arad și căutați persoana aceea. S-au uitat ăștia, unde să găsim, că poate e bătrân ca și tine sau poate mai bătrân ca tine. Bunicul meu avea 85 de ani. Dar bunicul meu știu că este un verset în Biblie care spune, cine caută, găsești. E mare har. În suferință, Domnul să-ți aducă aminte că ai nedreptățit pe cineva. O mers, o căutat, o găsit, i-a făcut câteva plasă de cumpărători și a zis, bunicul meu, pot să plec acasă liniștit. Vedeți, boala i-a adus aminte, mai este ceva de rezolvat. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea biruință. Dacă prin boală, 1 Corinteni 11 cu 29-30, cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi.
Pentru că sunt oameni care iau cina Domnului fără băgare de seamă. Ei bine, Dumnezeu și pe ei vrea să-i trezească. Poate printr-o boală, poate prin altceva. O zis Pavel aici, devin bolnavi ca Dumnezeu prin boala aceea să le vorbească. 8. Un al optulea motiv pentru care sunt boli este din cauza posesiunilor demonice. Matei 12:22, atunci i-au adus un îndrăcitor și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Câți demoni ar putea să fie? Avem un Iisus care poate elibera. Saul, 1 Samuel 16:14, și vă rog să fiți foarte, foarte atenți pe unde a intrat Duhul ăsta la Saul. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și când se depărtează gardianul, vin hoții. Da? Și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul, adică Dumnezeu l-a îngăduit. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Dacă veți studia acasă, că nu mai avem timp acum, veți observa că Duhul acesta a intrat printr-o poartă numită invidie. Din ziua aceea, spune Biblia, Saul a privit cu ochi răi pe cine? Pe David! O deschis poarta la invidie și a venit Duhul rău și l-a chinuit. Doamne, vrem astăzi să ne păzești de orice duhuri demonice. De orice duhuri. Mare atenție la copii, iubiții mei, ca slujitori în ultimul timp, avem tot mai multe probleme cu părinți care vin cu copiii de mână, îi lasă la desene, cu tot felul de prostii și mizerii, îi lasă la filme de groază, copiii nu mai pot să doarmă noaptea, să ne liniștiți. Mare, mare atenție. Mare atenție. Fata mea are 12 ani jumate și nu are telefonul ei. Și se poate. Și se poate. De ce? Telefonul nu e un păcat. Telefonul e un lucru neutru, la fel cum banii sunt neutri. Însă vei folosi telefonul, vei folosi banul, vei folosi cuțitul în funcție de caracterul tău. Caracterul copilului nu este format ca la 7 ani să-i pui telefon în mână. Și sper să nu mă audă nimeni, numai părinți acum. Copiii din România consumă imoralitate de pe telefon de la 6 ani. Aveți mare grijă să nu cumva să deschideți voi ca părinți poartă la niște duhuri care apoi să-i producă divorț, să-i producă alte probleme și alte lucruri. Am întrebat pe un băiat care nu mai este atras de fete și nu spune mai departe alte lucruri, cum ai ajuns așa? Și au zis, mama, la 11 ani m-a dat un telefon în mână și de acolo a început totul. 11 ani. Cine are urechi, să audă. Să audă. Că-s duhuri demonice puternice. Atenție mare. Și greu se mai scapă de asta, greu. 9. De ce mai vin boli peste oameni? Sunt situații în care prin boală Dumnezeu îl trece pe omul acela din viață. Elisei 2, împărați 13:14, Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. A murit. Ioram 2:21-19, ea s-a îngreuiat din zi în zi boala. Și până în anul al doilea i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele. Dar ascultați diferența dintre Elisei și Ioram. Dintre un om al lui Dumnezeu și un om care nu era omul lui Dumnezeu. Poporul n-a ars tămâie în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. Iubiții mei, sunt boli pe care Dumnezeu le îngăduie. A fost un caz în județul Hunedoara în care cineva s-a îmbolnăvit grav, nu-l cunoștea pe Domnul. Niște frați s-au strâns la rugăciune și au zis, hai să ne rugăm pentru omul ăsta, că e bolnav grav. Și-o strigat Duhul Sfânt, nu vă rugați pentru el, vremea cercetării lui a trecut. Cum, Doamne? Cum? Că eu credeam, câtă vreme respiri, poți să te pocăiești. Dar și faraonul respira și era împietrit. Și atunci s-a aflat că omul acesta a stat față în față cu biserica penticostală 20 de ani. Lua pietre, arunca după pocăiți, scuipa, înjura și blestema. 20 de ani Dumnezeu l-a răbdat. I-a dat boală, l-a trecut în pământ nemântuit. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Amin? Și 10, și asta nu o să vă placă la nimeni ce vă spun acum. Sunt boli care vin peste noi din cauza lipsei de echilibru în alimentație. N-a zis niciun amin. Da, e adevărat. Dar cum demonstrez cu Biblia asta? 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri? Și acum ascultați Proverbe 5:23. De ce pot să moară unii? Proverbe 5:23. El va muri din
lipsă de înfrânare, din lipsă de înfrânare. Iubiții mei, să știți că nu trăim ca să mâncăm, mâncăm ca să trăim. Amin? 1 Petru 4:3, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospiețe, în chefuri și în slujiri neîngăduite. Roman 14:17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. M-am bucurat când am auzit 3 zile de post, 3 zile puse deoparte. Dar ce este împărăția lui Dumnezeu? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Mare atenție, ficatul tău face 500 de funcții în fiecare zi. Inima ta bate de 115.000 de ori în 24 de ore și respiri de 22.000 de ori pe zi. Să ne păzească Dumnezeu de îmbuibări, de abuzuri, să fim oameni echilibrați, că nu arată bine un bărbat care predică bine la amvon și apoi bagă ca spartul la restaurant. Nu merge. Trebuie să fim oameni echilibrați în acest domeniu. Dumnezeu să ne ajute. Mă apropii de încheiere. Și pentru că am vorbit despre boli și urmează ungerea, vreau totuși să vă dau un caz. Un caz pe care l-am văzut în biserica noastră și care pentru mine a fost un exemplu. Că s-ar putea să spuneți, frate păstor, am mai făcut ungerea și nu m-am vindecat. Nu cumva să curi sipă de ulei? În 2013, când m-am mutat de la Arad la Deva, dintr-o biserică de 1000 de persoane într-o biserică de 300, de la casa începută, într-un loc în care n-am cunoscut pe nimeni, de la prieteni, la oameni pe care nu i-am cunoscut, dar m-am mutat la cuvântul Domnului, am găsit în biserica din Deva un vas de lucru autentic, o femeie a lui Dumnezeu pe nume Sora Samvina. În 2013, când eu m-am mutat în Deva, ea se simțea rău și la niște controle i-au descoperit cancer la colon. Cancer la colon. Timișoara, Cluj, Deva, 10 copii. Și vă rog în numele Domnului, nicio familie de aici n-aveți voie să judecați pe o familie cu 10 copii până n-a spus 30 de porții de mâncare pe zi pe masă. După ce a spus 30, puteți să judecați. Vă spun că după ce puneți 30, nu mai judecați. Înmulțiți 30 de porții ori 7, ori o săptămână, îți 210 de porții de mâncare. Nu judecați. Că noi cunoaștem în parte și când cunoaștem în parte, judecăm în parte. N-am judecat-o pe sora aceasta, cum au făcut doctorii și alții. Însă am întrebat-o, când o întrebam din când în când, când venea la biserică, venea tot mai greu, tot mai rar, venea mult la cine de îndeosebi. Sora s-a învinut, cum sunteți? Și o zis, frate de Crist, eu sunt bine. Sora Samvina, v-am întrebat cum sunteți? Nu v-am întrebat cum e vecinul, cum... Dumneavoastră, care aveți cancer la colon, cum sunteți? Bine. Bun, dar zic, ce v-a pas atunci? Că spuneți că sunteți bine. Frate Cristi, nu mă interesează de boala asta. Am 10 copii și un singur scop am în viață, să-i văd pe toți în apa botezului. Și rând pe rând tot câte unul, în 2023, luna ianuarie, m-am întâlnit cu ea la noi la biserică. O urcat greu scările pe care noi le avem, șchiopăta, îi tăiaseră din colon, ori deschis-o de câteva ori. Făcea tot ce putea să fie la cină. Și zic, sora Samvina, cum sunteți? Acum mă gândeam eu în mintea mea, n-are cum să-mi spune că e bine, n-are cum să mai spun. Și zic, sora Samvina, cum sunteți? A ridicat o mână în sus și a zis, mai am doi nebotezați și pot să plec. I-a promis Domnul printr-un proroc, nu te iau acasă până nu-i vezi pe toți îmbrăcați în alb. Și ea s-a legat de promisiunea asta, s-a ținut de asta. Și atunci când era mai greu, când era mai rău, când doctorii spuneau că nu mai ai mult, ea se ținea de promisiunea asta. La aproximativ 2 luni au venit la mine Emima și Elisei. Frate Cristi, să ne puneți pe lista de botez. Erau ultimii doi din familie nebotezați. O venit ziua din iunie, când am făcut botez. Când Elisei și Emima, alături de încă vreo 16-17 candidați, ori intrat pe culoare. Cu câteva săptămâni înainte, auzisem că deja sora Samvina, mama lor, e pe morfină. Și tot la 10 minute, 5-15, o întorceau de pe o parte pe alta. Și am zis, oare mai prinde botezul?
Așa de grav a fost încât nu a putut să ajungă la biserică, dar s-a uitat pe transmisie acasă. N-am văzut-o cum a reacționat, dar am simțit în duhul meu că atunci când Elisei și Emima au intrat în apă, cineva acasă a ridicat o mână sus și a spus: am câștigat, am biruit. Dumnezeu și-a respectat promisiunea. Dacă nu greșesc, am mai trăit 3 săptămâni și a plecat. Am spus mărturia asta ca să vă încurajez că unii purtați de mult timp o boală. Poate că au înțepuși de la Pavel, pentru Pavel. Poate că au o curățire care s-a luat să învină. Poate că au o încercare ca la Iov. Sunt mai multe motive. Ce vreau să vă spun este, și ultimul verset pe care îl citesc, Romani 8:28. Dacă privim pe de altă parte, nu cum privește lumea, că lumea știe ce spune: te-a bătut Dumnezeu. Nu, mă iubește Dumnezeu. Și pentru că mai este un pic de zgură, o mai îngăduit o durere, un necaz. Am fost întrebat Michelangelo, acel sculptor puternic: cum l-ai făcut pe David în piatra asta? Și Michelangelo a zis: am dat afară tot ce nu a fost David. Și a rămas David. Când vom intra pe porțile de aur în noul Ierusalim, o să întrebe îngerii: Doamne, cum i-ai făcut pe ăștia? Am dat afară tot ce nu a fost Hristos. Pe de altă parte, știm că și diabetul, și cancerul, și necazul, și ușa pe care mi-o trântește copilul, și supărările pe care mi le fac ai mei, toate, iubiții mei, toate astea ne țin pe genunchi, ne țin smeriți. Copilul ăla care îți face necaz și nu se pocăiește, deși ar trebui să se pocăiască, s-ar putea să te facă să stai mai mult pe genunchi, pe la rugăciune. Și nimeni nu a pierdut că s-a rugat prea mult, să știți. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună. Dacă ne-ar aplauda oamenii în continuu, dacă am fi sănătoși până la 100 de ani, dacă toți copiii ne-ar fi pocăiți din prima, dacă toți ne-ar cânta în față, ne-am uitat de sus la alții și au zis: Domnul, vreau să te uiți de jos, nu de sus. Așa că toate lucrurile care vin peste tine lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și acum ultima întrebare și închei. La ce trebuie să ne uităm aici în versetul ăsta? La lucruri sau la Dumnezeu? La Dumnezeu. Și când mă uit la Dumnezeu și îl iubesc pe El, El lucrează în așa fel încât tot ce îngăduie peste viața mea să fie spre binele meu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.